Bun, o să te trec așa prin niște întrebări foarte scurte, ca să ne împrietenim mai bine. Papion sau cravată? Cravată. De ce? E mai lungă. Și acopere ce? Teoretic se acoperă nasul, dar nu știu, mi se pare că e mai elegant. Dar aș pune și eșarfă, de ce nu? Eșarfă, aia englezească. Aia englezească, da, 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 da. Cafea neagră sau cu lapte? Neagră, întotdeauna. Întotdeauna? Scurtă sau lungă? Scurtă. Scurtă, bun. Vin alb sau vin roșu? Roșu. Roșu, de ce? Are o savoare mai specială și, nu știu, strezește niște sentimente. Recomand, am o listă întreagă, pot să recomand. A, da? Chateauneuf du Pape, sau ce? Aș spune Paso Rosso, Etna. Da. Ceva italian. Dacă ar fi să te lauzi în trei cuvinte, e foarte greu. Nu, mai întâi hai să te critici în trei cuvinte. Îmi critic, cred că procrastinare. Dacă am de făcut ceva, o prezentare, de exemplu, și mai am deadline două zile, cu siguranță mă apuc cu câteva 5-6 ore înainte. Deci asta e unul. Al doilea. Al doilea defect ar fi poate time management. Nu mă organizez la atât de bine pe cât poate mi-aș dori. Așa. Și al treilea lucru este că mă împart destul de mult în multe proiecte. Și mi-e destul de greu să mă adun, mai ales dacă sunt și proiecte extrem de... Sunt pasionat de acel lucru. Deci, practic, distribui energia în mai multe în loc să o focusezi pe... Da, și atunci se pierde cumva, cu siguranță se va pierde cel puțin unul din ele. Da, da, da. Stai. Cum te relaxezi? Nu știu ce e asta. Mă relaxez citind de obicei, dar nu citesc chestii de beletristică. În general, când îmi plac chestiile tehnice, de tehnologie și așa, citesc și beletristică, dar mai puțin, adică relaxarea... Mai ai timp să citești și beletristică? Ai timp. Acum sunt într-o zonă în care citesc, am o carte a lui Barabas și se numește Linked. E multă matematică acolo, mi-am dat seama că am un gap aici, am o lipsă de matematică și m-am apucat să citesc în asta o chestie de știința rețelelor și așa. Nu e ușor. Chiar nu e ușor pentru că am terminat și un liceu fără profil matematic, deci am terminat liceu sportiv, dar asta acum recuperez ce am pierdut atunci. Și în rest, sigur, îmi place foarte mult să ies, dar nu se întâmplă foarte des, din păcate, pentru că și eu și Viviana ne simțim cumva legați de profesie și nu vrem să fim departe. Cumva vă relaxați activ. Da, pentru noi relaxarea înseamnă inclusiv să stăm acasă și să facem lucruri legate de... Ce vrei să ne transmiți așa, în afară de profesie și în afară de... Așa, tu ca om, ce ai transmite celor care te văd acum? Nu știu, în general, e bine să ai încredere în tine și să ai încredere că poți să faci ceva bun și atât pentru tine, cât și pentru cei din jur. Și cred că asta aș vrea să transmit, să fii tu și ai încredere în tine.